Mâine, în țară, cerul va fi noros. La Briceni se vor înregistra 4 grade, iar la Soroca și Bălți cu un grad mai mult. La Orhei sunt prognozate 6 grade, iar la Tiraspol și Leova 8. La Comrat și Cahul termometrele vor arăta 9 grade. În capitală, cerul va fi acoperit de nori. Noaptea va fi 1 grad, iar ziua sunt anunțate plus 8. În următoarele zile, termometrele vor arăta între 1 și 8 grade. Noaptea se vor înregistra între minus 5 și 0 grade. Mâine, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid, termometrele vor arăta 12 grade, iar la Paris 6. La Londra se vor înregistra 8 grade, iar la Berlin cu unul mai puțin. În capitala Italiei se va încălzi până la 15 grade. La Viena și Varșovia sunt prognozate 6 grade, iar la Praga 4. La Budapesta sunt anunțate 2 grade, iar la Belgrad 5. La București se așteaptă 6 grade. La Atena maxima va fi de 13 grade. La Kiev și Moscova va cădea la poviță și nu vor fi mai mult de 3 și respectiv 1 grad. În capitala Turciei vor fi 2 grade.